E dezastru în 19 localități din 6 județe, unde zăpada topită brusc de căldura ultimelor ore a inundat drumurile, gospodăriile și terenurile agricole. În Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Vâlcea și Teleorman, peste 120 de pompieri au intervenit ca să-i salveze pe localnici, iar mulți dintre ei au fost transportați cu camioanele dintr-o parte în alta a localităților. Cel mai grav pare a fi în Teleorman, unde drumul european 70, care face legătura între București și Alexandria, a fost acoperit de apă pe mai multe porțiuni, așa că a fost închis temporar. V-ați încumetat să treceți prin apa asta? A ajuns și la căruță? Nu. E mare apa, nu-i așa? Este, ne. Vă așteptați să se întâmple lucrul ăsta? Mi-era și frică, dar m-am încurajat că am cal bun și de-aia. Topirea rapidă a zăpezii, precipitațiile din ultima perioadă, scurgerile de pe versanți și reversările unor râuri au dus la inundații masive în județul Teleorman. Mai multe localități sunt deja afectate. Bunurile oamenilor, curțile, anexele gospodărești și fântânile acestora au fost acoperite de ape. Cele mai mari probleme par să fie în localitatea Drăgănești-Vlașca. Aici apa a inundat în această dimineață drumul european care face legătura între București și Alexandria, dar și un drum județean. Autoritățile se tem de faptul că din cauza temperaturilor foarte crescute, apa va crește și mai mult în perioada următoare, așa că iau în calcul chiar închiderea drumului european 70 București-Alexandria, aici în zona localității Drăgănești-Vlașca. Se circulă în acest moment, însă se circulă cu foarte mare dificultate. Mașinile înaintează cu greu prin apă. Au fost cazuri când multe din autovehicule au cedat, motoarele autovehiculelor au cedat sub presiunea apei. În plus, 30 de locuințe, o bază sportivă și 21 de magazine au fost inundate. Așa sunt transportați oamenii dintr-o parte în cealaltă a comunei aici la Drăgănești-Vlașca. Nu există mijloc de deplasare, tot centrul comunei este inundat în acest moment, sunt magazine, este piața și nu se poate trece dintr-o parte în cealaltă. Am de ziua femeii să ne tundem și noi să ne aranjăm un pic, că eram invitate de primărie la ziua femeii și cred că nu se mai organizează. Avem magazine aici în piață. Și am văzut că e dezastru acolo. Da, este. Are la 70-80 de centimetri acolo apa. Ați apucat să evaluați cumva pagubele? Deocamdată nu. Am ridicat ce am putut. După ce se trage, ne putem da seama care vor fi pagubele. De oricum, pagube vor fi. Comuna asta de când ea a făcut așa, a avut aici nenorocire. În 1963 trebuia să facă un canal la deal acolo. Și nu s-a mai făcut, că a plecat, a venit ai noștri, a plecat și tot așa a rămas. Acum am venit să iau ceva și nu se mai poate trece. Voiați să treceți în partea cealaltă? Acolo la magazine, da. Și n-am cum. Aștept tractorul. Cu el ne deplasăm. Mai ales că magazinele de pe partea asta sunt și ele inundate. Păi da, totul e închis, nu vedeți? Nu se poate trece. Numai cu tractor sau cu cizme de cauciuc până la genunchi. Am întrebat pe domnul polițist acolo, poți să faci stânga? Da, că e apa mai mică. Vă fi văzut cu mașina mai mare și a zis că poate trece. Asta a zis, că n-ajunge. Unde trebuie să ajungeți? La Bolintin Deal. În total, în Teleorman au probleme din cauza apei 9 localități. Sunt peste 40 de case inundate, iar sute de fântâni nu mai pot fi folosite. Situația pe localitățile afectate de inundații se prezintă astfel. În localitatea Drăgănești-Vlașca, 30 de locuințe, 40 de anexe gospodărești, 21 de spații comerciale, o bază sportivă, 10 podețe, aproximativ 3 km stradali, circa 40 de fântâni și aproape 15 hectare de teren arabil. În satul Comoara, 5 locuințe, 12 gospodării, 2 podețe, circa 100 de fântâni. În satul Văceni, o locuință, 4 anexe gospodărești, aproximativ 100 de fântâni. În orașul Videle, 2 gospodării și 4 fântâni, în localitatea Necșești, circa 1,5 km de drum județean. Autoritățile din Teleorman sunt în continuare în alertă pe teren pentru rezolvarea situațiilor de urgență generate de inundații.